Potop în vestul țării, în Reșița, sunt inundații cum am văzut în Spania și în Italia. Apa s-a revărsat de pe versanți cu putere după ploaie de câteva minute și a inundat străzile din oraș. Oamenii s-au trezit cu un râu volburat în fața blocurilor. Torenții au luat pe sus mașinile și le-au aruncat una într-alta. Au fost chemați toți pompierii din oraș, chiar și cei care erau liberi. În unele zone însă n-au putut interveni pentru că apa era foarte mare. Dumnezeu, ce e aici. Sunt imagini șocante, nemai văzute până acum în mijlocul unui oraș din România. Reșița e sub ape. După o ploaie de 30 de minute sub cot portocaliu, aici s-a dezlănțuit potopul. Un șuvoi uriaș de apă coboară în viteză pe străzi și ia tot ce prinde în cale. Localnicii privesc îngroziți furia naturii. Mașinile luate de ape par de jucărie, autoturismele se lovesc unele de altele și sunt aruncate cu forță în zidul blocurilor din jur. Mamă, dar vin mașinile la vale! Viteza apei care curge de pe versanții atât de mare încât pare că s-a dat drumul la un baraj. Incredibil, frate! Așa ceva... De când sunt la văzut? Parcarea inundată toată. Apele care au măturat orașul s-au revărsat în râul Bârzava. Urmările sunt teribile, șuvoaiele puternice au săpat în asfalt. O spart asfaltul. Te uitați ce e aici. Ferească Dumnezeu. Bolovani, lemne. Meteorologii spun că nici jumătate de oră a plouat cât pentru o lună, 70 de litri pe metru pătrat. Scurgile de pe versant au făcut ca echipajele noastre să nu poată acționa până la retragerea apelor. În lupta cu apele au fost mobilizați toți pompierii din zonă, au fost chemați și cei care erau liberi. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Același cod portocaliu a măturat și Timișoara, au fost ploi, grindină și rafale de vânt. Pe strada inundată, o mașină înaintează cu greu. Domnul Fritz, unde ești? În aeroport, oamenii s-au trezit cu apa la picioare. Haideți să vă arăt cum arată mica Veneție din interiorul aeroportului internațional Traian Voia din Timișoara. Același lucru s-a întâmplat și la serviciul de urgență al Spitalului Județean. Infirmierele au făcut dute vino cu mopurile în mână. Accesul în spitale nu poți să pui praguri și nu poți să pui trepte ca la o casă normală. Evident că lucrul ăsta atrage după sine și partea de risc când ai 50 de litri pe metru pătrat să-ți facă umed pe interior. În Oradea s-a așternut un covor de grindină. Ca niște gloanțe au căzut bucățile de gheață pe pământ. Iar în Arad, la Păușeni, oamenii s-au trezit cu puhoaiele de apă și noroi în case și în curți. Vremea continuă să facă probleme. Județele Timiș, Caraș-Severin și Arad se află sub cod portocaliu de inundații până la miezul nopții.